câștigătorilor Olimpiadei Republicane la disciplinele Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală. Evenimentul este organizat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din România, din cadrul Guvernului României, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Este deja al doilea an când desfășurăm acest frumos proiect cu suportul partenerilor noștri români. Salutăm prezența la eveniment Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, domnul Anatolie Topală. A domnului Sergiu Nistor, consilierul președintelui României, excelența sa, Klaus Werner Iohannis. A ambasadorului României la Chișinău, excelența sa, Cristian Leon Țurcanu. A secretarului de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din Guvernul României, domnul Adrian Dupu. A directorului Muzeului Național al Literaturii Române din București, domnul Ioan Cristescu. Și desigur, cei mai importanți oaspeți de astăzi sunteți voi, dragi elevi din Republica Moldova, din clasele gimnaziale și liceale, olimpici la disciplinele Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală. Astăzi, în cadrul... Da. Aplauze! Astăzi, în cadrul acestui eveniment, voi, dragi elevi, veți primi premii oferite cu multă generozitate de către Guvernul României prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Printre acestea se numără ceasuri inteligente, readbook-uri, boxe portabile și căști. Acestea fiind spuse, declarăm ceremonia de premiere a olimpicilor la disciplinele de limbă și literatură română și istoria românilor și universală deschisă. Cu un cuvânt de salut, invităm gazda acestui eveniment, Ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, domnul Anatolie Topală. Stimate domnule consilier prezidențial, stimate domnule secretar de stat, excelența voastră, stimate domnule ambasador, stimate domnule director, dragi elevi, stimați profesori, am onoarea să deschid acest eveniment frumos, organizat împreună cu Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Un eveniment care a fost inițiat anul trecut, suntem la a doua ediție. Cred că el deja va deveni o tradiție, dacă vom avea o colaborare bună în continuare și cu Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova. Am inițiat acest concurs pentru a sprijini și a scoate încă o dată în evidență rezultatele frumoase ale elevilor noștri la două discipline școlare, Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală. Un eveniment organizat împreună cu partenerii din România, având în vedere faptul că în ambele țări vorbim aceeași limbă română, avem o istorie comună, avem cultura și tradiții similare și aceleași, și prin acest eveniment dorim să stimulăm cu suportul departamentului, încă o dată să stimulăm elevii care au obținut aceste rezultate deosebite. Dragi elevi, nu am avut ocazia la festivitatea de premiere în cadrul Olimpiadelor Republicane să fiu prezent la aceste două discipline și vreau acum să vă adresez sincere felicitări pentru aceste rezultate frumoase. Vă îndemn să acumulați în continuare cunoștințe, să vă dezvoltați competențele pe perioada studiilor, astfel încât după absolvire să puteți să contribuiți la dezvoltarea țării noastre și la o anumită etapă să vă implicați activ în procesul nostru de integrare în Uniunea Europeană. Suportul vostru a elevilor care au demonstrat rezultate foarte bune pe parcursul studiilor, cu siguranță va fi unul de foarte mare importanță. Vreau să folosesc acest prilej pentru a aduce sincere mulțumiri Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și Guvernul României în general pentru tot suportul acordat Republicii Moldova
Eu cred că toată societatea noastră cunoaște cât de mult sprijin a fost oferit de Guvernul României în domeniul educației și toată societatea noastră apreciază tot acest suport. Școli renovate, grădinițe renovate, dotări în școli și grădinițe, burse de studii și multe, multe alte lucruri bune care au fost făcute pentru sistemul nostru educațional. Mă bucur să fim astăzi împreună la acest eveniment și să, prin această ocazie, să urez și absolvenților care susțin în acest an examenul de bacalaureat și viitorilor absolvenți succese. Vă îndemn să vă dezvoltați competențele și în continuare și să fiți și mai buni, cu rezultate și mai bune. Vreau să aduc de asemenea sincere mulțumiri părinților voștri care v-au susținut în acest parcurs pentru a avea aceste rezultate frumoase, dar și profesorilor voștri care au lucrat cu voi în școli. Mulțumesc și vă urez un eveniment frumos! Și noi vă mulțumim, domnule ministru. Cu un cuvânt de salut se invită consilierul președintelui României, excelența sa Klaus Werner Iohannis, domnul Sergiu Nistor. Vă mulțumesc. Domnule ministru, domnule secretar de stat, excelența voastră, domnule ambasador, domnule director, dragi elevi și prin intermediul vostru vreau să mă adresez și părinților voștri, pentru că, așa cum s-a spus, voi sunteți, de fapt, rațiunea acestui eveniment. Și în fața voastră sunt, cu mesajul președintelui României, un mesaj de sprijin, un mesaj de încurajare pentru calea pe care se vede că sunteți primii, o cale care prin creativitate, prin educație, prin cultură, adaugă energiilor și resurselor cu care Republica Moldova se îndreaptă pe calea sa europeană. Pe acest drum, s-a spus, trebuie să spunem, România, președintele României, poporul român, vă sunt necondiționat alături. Pe această cale însă, tot așa cum a spus și domnul ministru, voi sunteți cei care veți purta societatea moldovenească spre ținta pe care în aceste zile atât de clar cetățenii din Republica Moldova au arătat-o, Europa. Închei încă o dată felicitându-vă, spunând că nu sunteți învingători pentru că n-ați învins pe nimeni. Sunteți câștigători în competițiile, în olimpiadele școlare, toți participanții sunt câștigători. Așa după cum în olimpiadele sportive, toți cei care participă sunt câștigători. Pentru că prin participarea fiecăruia dintre voi, duceți mai sus, mai repede, mai tare, mai puternic idealul pe care strămoșii, părinții voștri vi-l încredințează să-l duceți mai departe. Sunt realmente emoționat. Domnul secretar de stat știe, am mai participat cu dânsul la deschiderea anului școlar acum niște luni și mă simt și acum, așa cum am simțit atunci, și tânăr, și copil, și nostalgic, dar fericit. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule consilier al președintelui României. Cu un cuvânt de salut se invită ambasadorul României din Chișinău, excelența sa, Cristian Leon Țurcanu. Bună ziua, dragi olimpici, vreau să vă felicit foarte, foarte sincer pentru
câștigul pe care îl aveți, după cum zicea domnul consilier prezidențial, căci într-adevăr dumneavoastră sunteți cei care ați câștigat. Și mai mult de atât, participarea și câștigarea unor olimpiade școlare înseamnă mai mult decât școala de zi cu zi, înseamnă mai mult să faceți mai mult decât ceea ce vi se cere sau decât ceea ce trebuie. Înseamnă că v-ați descoperit o pasiune, în primul rând pasiunea de a învăța și pasiunea pentru limba română și pasiunea pentru istoria românilor. Olimpiadele acestea două mi se par foarte, foarte speciale pentru voi, pentru că voi sunteți europeni, pentru că vorbiți limba română și pentru că împărtășim împreună aceeași istorie. Și ar trebui să fiți mândri că stăpâniți și sunteți niște tineri experți într-o limbă oficială a Uniunii Europene. Și vă doresc să aveți un viitor cât mai strălucit, cu foarte multe rezultate bune, să folosiți în continuare limba română, iar pentru cei care doresc să ajungă profesor, să o ducă mai departe și să învețe pe generațiile următoare o limbă română la fel de frumoasă ca cea pe care o vorbiți voi. Felicitări încă o dată! Mulțumim, domnule ambasador, cu un cuvânt de salut din partea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din România. Invităm secretarul de stat, domnul Adrian Dupu. Domnule ministru, domnule consilier prezidențial, excelența voastră, domnule ambasador, domnule secretar de stat, domnule director, dar mai important decât toți, astăzi sunteți voi, stimați olimpici, felicitări pentru rezultatele obținute. Mă bucur că suntem deja la a doua ediție. Întâmplarea face nu doar că este al doilea an consecutiv, dar anul trecut, tot pe 7 iunie, nu știu dacă domnul ministru își aduce aminte, dar tot pe 7 iunie am avut evenimentul. Ne dorim să devină o tradiție, la fel cum vă doresc și vouă să faceți o tradiție din a fi câștigători, indiferent de domeniul în care veți profesa, veți activa, să vă rămână această mentalitate de învingători. Eu spuneam și anul trecut, nu știu câți dintre voi au fost și anul trecut premiați la Olimpiadă. Bun. Felicitări, felicitări că păstrați tradiția de a câștiga. Spuneam și anul trecut, eu n-am fost olimpic niciodată, recunosc, și vă spuneam anul trecut și vreau să repet, sunt sigur că voi puteți să ajungeți mult mai sus și țara se bazează pe voi. Tocmai de aceea eu și departamentul pe care îl conduc a dorit și dorește să vă premieze, să vă arate aprecierea, pentru că într-adevăr credem că voi veți fi cei care vor conduce destinele societății, ale țării, ale Europei, de ce nu, și vrem să ne punem bine pe lângă voi încă de pe acum. De asemenea, vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că anul acesta l-avem pe domnul consilier prezidențial alături de noi, pentru că, v-am spus și anul trecut, vrem să vă demonstrăm cât de importantă este educația pentru noi și prezența dumnealui astăzi aici arată că nu doar Guvernul României, dar și Președinția României pune preț pe educație și pe rezultatele foarte bune în educație. Eu vă doresc mult succes. În afară de cei care terminați anul acesta clasa 12-a, îmi doresc să vă revăd și la anul, pe ceilalți, la premiere, și iar pentru cei care aveți examenul de bacalaureat, vă doresc mult succes, sunt sigur că veți obține rezultate foarte bune. Mulțumesc! Mulțumim, domnule secretar de stat, cu un cuvânt și un mesaj de încurajare pentru tinerii prezenți. Îl invităm pe domnul Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române din București. Domnule ministru, domnule consilier prezidențial, excelența voastră, domnule ambasador, doamnelor și domnilor secretari de stat, nu știu de ce sunt emoționat, pentru că
spre deosebire de domnul secretar de stat, eu am câștigat Olimpiada de Limba și Literatura Română de 2 ori în liceu. Dar e adevărat că asta se întâmpla undeva în 81-82 al secolului trecut, ceea ce, sigur, e o diferență. Iarăși observ o coincidență pe care am observat-o și aseară, dar n-am știut că continuă și azi. Maestru Jinga, pomenea de Henri Coandă, care s-a născut pe 7 iunie. Eu am venit de pe aeroportul Henri Coandă și stau la hotelul Bristol, unde Henri Coandă a fost la un moment dat director tehnic al uzinelor de aviație din Bristol. Iar astăzi domnul Dupu vine și spune că 7 iunie a fost și anul trecut. Cred că avem o problemă cu acest mare inovator și inventator, Henri Coandă, așa încât s-ar putea să vă gândiți să îl aducem și pe el în, cumva în zona aceasta, mai ales că este Ministerul Educației și Cercetării. Dragii mei, tineri, este o onoare și o bucurie să mă aflu azi aici în fața noastră și să am ocazia să vă vorbesc nu numai în calitate de director al Muzeului Național al Literaturii Române din București, ci ca profesor de limba și literatura română. Sincer, nu puteam să fiu azi într-un loc mai bun decât cu noastră și cu acești minunați tineri. Trebuie să vă spun că discursul meu va ține exact 45 de minute, cât ține o oră de limba și literatura română. Încep prin a aduce felicitări și organizatorilor și participanților, dar mai ales câștigătorilor de azi, pentru că sunt convins că am în față plăzmuitorii de viitor. Vă voi vorbi însă despre 3 lucruri pe care v-aș ruga să le luați ca fiind un fel de treime pe care, indiferent cum veți evolua, o veți avea în mintea voastră. Vă voi vorbi despre realizările voastre și despre nevoile voastre și printre acestea se află căutarea, descoperirea și folosul unui mentor sau antrenor sau profesor, dacă vreți. Alături de familie și școală, mentorii sunt cei de care avem nevoie pentru descoperirea și dezvoltarea talentului, cei de la care aflăm detalii, pentru că ei sunt dăruiți cu câteva virtuți pe care nu le regăsim ușor în cotidian. În primul rând răbdare, apoi generozitate, încredere și, desigur, statornicie. Pentru luptă, apărarea împotriva indolenței fizice și spirituale, în lupta împotriva descurajării sau a complacerii în mediocru, în lupta pentru atingerea culmilor și a unui ideal în viață. Vorbim astăzi despre o adevărată școală a mentoratului profesional, de formare permanentă în orice domeniu, de training, de modelare, având la bază nu atât concepte și proceduri teoretice, cât mentor-model capabil să impună și printr-o etică a mentoratului. Aș dori să vă vorbesc în parabole, dar parabolele nu mai sunt gustate în ziua de azi. Însă o să vă spun câteva impresii și la final vă voi arăta de ce am ales aceste impresii. Trăim într-o lume care vede multe. Suntem captivi ai vizualului, oriunde te duci. Pe internet, la televizor, pe smartphone, la cinema, pe stradă, cu reclame. Nu mai e nevoie de cărți poștale sau atlase, nici de albume de artă pe care să le răsfoiești pe îndelete, nici de cărți de poezie. Afli imediat orice cu o simplă căutare pe internet. Dacă vrem istorie, nu citim. Ne uităm pe unul din posturile TV dedicate. Dacă vrem artă de asemenea, dacă vrem muzică, e și mai simplu. Dacă vrem un roman, căutăm o ecranizare. Uneori, pentru a vedea trecutul, din nostalgia cunoașterii ne ducem la muzee. Aceste instituții care depozitează creații sau fapte sau oameni prin faptele lor, prin opera lor, prin contribuția lor la cultura și civilizația omenirii. Există și muzee care păstrează orori și fapte și oameni a căror existență nu are de-a face cu umanismul sau cu realizările remarcabile ale spiritului uman. Aici mergem uneori pentru a învăța dacă așa da sau așa nu. O lecție prin vizual. Ne ducem la muzeul satului să vedem locuri și locașuri umane vechi, tradiționale, în loc să le căutăm. Vedem la muzeul de istorie a României un sarcofag cu 2 eroi prinși într-un dans dionisiac. Ne trimite oare această imagine să știm mai multe despre Grecia antică sau faptul că a fost descoperită la Ihistria
să știm mai multe despre anticupor de la Marea Neagră cu oamenii lui? Ne instruim prin ochi, spunea la un moment dat Tudor Vianu. Aș adăuga că ne formăm, din păcate, prin ochi. Astăzi sunt mult mai multe mijloace de informare și mare parte din acestea se datorează vizualului. Am senzația uneori că cei învățați care s-au ocupat cu cititul au eșuat. Desigur că aici e o ironie. Poate pentru că în cărți descoperim lucruri generale și nu individuale. Privitul însă a fost întotdeauna o formă a cunoașterii. Dar această formă s-a diluat. Când ne întoarcem dintr-o călătorie și suntem întrebați ce am făcut, răspundem fără ezitare: am privit, am văzut, deci putem spune că am cunoscut. Curiozitatea noastră vizuală vine din ceea ce învățații au numit seta de cunoaștere. Vine și din ce oferă spectacolul lumii. Un spectacol efemer și care are o legătură cu durata lui și cu, însă și cu durata mea de viață. Pentru că imaginile pe care le privim au mai multă memorie decât noi care le privim. Și aici nu poți să trăi cu vederea tipurile de mentorat. Cel informal, cel formal, ca strategie de tip intervenționist, foarte util, bine focalizat și structurat și, desigur, în epoca în care trăim, indispensabil. Profesorii, arbitrii, mentorii vă sunt indispensabili, indiferent că terminați o parte a școlii sau altă parte a școlii, veți avea nevoie de aceștia. Dar indiferent despre ce vorbim, probitatea mentorului este fundamentală. Tocmai de aceea vorbeam la început despre virtuțile mentorilor. Pe lângă ceea ce am spus deja, adaug că ei au o obligație, pe care nu o resimt totuși ca obligație, ci ca fiind o coordonată inerentă statutului lor, aceea de a oferi și a supraveghea cunoașterea integrală, fie că este vorba despre mentorul unei persoane sau unui grup. Această cunoaștere seamănă cu cititul și cu scrisul. Seamănă cu intuiția, este, dacă vreți, asemenea cunoașterii mistice, care face parte din absolut și din transcendent. Seamănă cu aceea unui pictor în fața șevaletului. E o cunoaștere de sine, a aptitudinilor, a talentului, a forței și energiilor pe care le ai sau pe care le transmiți. Controlul lor nu are legătură cu dragostea părintească, ci mai degrabă cu valorile dascălui și ale prietenului. Fiecare dintre aceștia înțelege în sens primar. Dascălul sfătuitor înțelept și aplicat, prietenul sfătuitor afectiv și alter ego. De aceea, în tipologia mentorului se include mentorul prieten, mentorul de carieră, mentorul pentru viață, dar un adevărat mentor le îmbină pe toate, el fiind în același timp antrenor, ghid, model, motivator, etc. Menirea lui nu este aceea de a crea ucenici, asemenea lui, ci de a-i ajuta pe ucenici să-și creeze propria imagine prin care să se impună, să atingă înălțimile. Vorbim deci de arta de a fi mentor, pentru că mentoratul sau mentoringul se deosebește de clonare. Cel mentorat, nefiind o replică fidelă a mentorului, dar și de coaching, un termen similar, dar nu sinonim. Mentoratul este o relație pe termen lung, axată pe susținerea creșterii și dezvoltării integrale a unei persoane, în timp ce un antrenor este cel care observă și consiliază acțiuni specifice sau schimbări comportamentale din prezent, urmărind o îmbunătățire imediată. Oricum, fericiți și pe unii și pe alții pentru ceea ce faceți, pentru carisma pe care o aveți, pentru arta relaționării și a îndrumării, pentru râvna de a deschide drumuri și a forma drumeți conștienți de calea lor. Spinoasă, dar cutezătoare, era aici putem folosi o metaforă din domeniul alpinismului. Alpinistul este cel care ia atitudine de cucerător față de altitudine, iar ființa umană are sădită în ea nostalgia culmilor. Când un călător știe drumul, trăiește anticipat bucuria ajungerii la destinație. Mai mult, acea bucurie este și forță lăuntrică de luptă și de dor de cunoaștere. De aceea, în tot ceea ce faceți, bucuria cu tot sacrificiul inerent presupus este atingerea performanței. Felicitări din inimă! Pentru că acest concurs a fost de limbă română și istorie, îmi vine în minte Nicolae Iorga, născut nu departe de aici, la o distanță de aproximativ 250 de km la Botoșani, care credea cu tărie că istoricul are datoria de a contribui la consolidarea conștiinței naționale, cea care stă la baza înfăptuirii marilor deziderate naționale. În discursul lui de recepție, ținut la 17 mai 1911, cu ocazia alegerii ca membru al Academiei Române, insista asupra rolului istoricului în societate.
Citez. Făcând parte dintr-un popor, înfățeșându-i viața, încălzindu-se astfel de toate silințele și credințele cheltuite în cursul epocilor, mișcat de nesfârșitele suferințe prin care a trebuit să treacă neamul său pentru ca să ajungă până la timpul de față, având în sufletul său răsunetul tuturor triumfurilor și tuturor înfrângerilor câștigate și suferite în timp de secole, istoricul e un bătrân prin experiență al nației sale. Dacă nu-l întreabă alții, el e dator să vorbească, ținând la dispoziția contemporanilor învățături culese în vastul câmp al trecutului studiabil. Prin aceasta, el nu este din datoriile sale, ci le îndeplinește până la capăt. Deci voi care ați ales istoria aveți o misiune. Dar această misiune se realizează și prin arta cuvântului. Cuvinte în limba română, cea care exprimă cel mai bine propria noastră identitate. Avem o identitate și, desigur, trebuie să ne raportăm tot timpul la ea. Pentru noi, ca pentru multe alte civilizații, literatura reprezintă specificul identității naționale și principala modalitate prin care am reușit să ne conectăm cu contemporaneitatea fiecărei vremi în parte. Ca istorici, lucrați cu urmele trecutului și acesta trebuie reconstituit prin cercetare și profesionalism. Pentru că altfel intrăm în literatura trecutului, ficționalizată, cum a și fost, și aceasta duce la fragilizarea identității. Istoria este realitatea trecută și istoriografia scrierea despre trecut. Ca vorbitor de limba română, ca iubitor de literatura română, ca pasionați de istorie, trebuie să avem conștiința identității noastre naționale, dar și a identității individuale. Nu există una fără cealaltă. Aparținem unei comunități unice, dar suntem și unici în mod particular. Pentru aceasta însă trebuie să ne consolidăm conștiința. Mentorii, antrenorii și modelele umane sau intelectuale sunt ajutoare indispensabile. Apropiați-vă de profesorii voștri și traversați împreună acest proces de cunoaștere și formare. Și așa veți fi liberi, responsabili și fericiți. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii României din București. Onorată asistență, va urma momentul culminant al evenimentului în care vom înmâna premiile elevilor olimpici. Dragi elevi, vă felicităm încă o dată și mulțumim Departamentului pentru relația cu Republica Moldova din România pentru această deschidere și cadourile generoase care credem că vă vor fi utile pentru viitor. Invităm aici pe domnul ministru al Educației și Cercetării, domnul Anatolie Topală, domnul consilier prezidențial, domnul Sergiu Nistor, și domnul secretar de stat Adrian Dupu. Decernarea premiilor la disciplina limba și literatura română, locul 1. Se invită domnișoara Lupu Patricia, clasa a 9-a, instituția privată de învățământ, liceul de creativitate și inventică Prometeu Pro Talent Chișinău. Budeanu Nicoleta, clasa a 10-a, liceul teoretic Vasile Alexandrii Ungheni. Levința Sergiu, clasa 11-a, instituția publică, liceul teoretic Mihai Eminescu Bălți. Mândrescu Emilia, clasa a 12-a, instituția publică, liceul teoretic Liviu Rebreanu. Disciplina Istoria Românilor și Universală, locul 1. Covalciuc Ana, clasa a 9-a, instituția publică, liceul teoretic Mihai Eminescu Bălți. Andronic Taisia, clasa a 10-a, instituția publică, liceul teoretic Spiru Haret, Chișinău. Levința Sergiu, clasa 11-a, instituția publică, liceul teoretic Mihai Eminescu Bălți. Grinici Vadim, clasa a 12-a, liceul teoretic Antioh Cantemir, Chișinău. Disciplina Limba și Literatura Română, locul 2.
Lucian Xenia, clasa a noua, instituția publică Liceul Teoretic Constantin Stere, Soroca. Câștigătorii premiului întâi pot lua loc în sală. Reilian Vasile, clasa a noua, Liceul Teoretic Pantelimon Halipa Sângerei. Cojocaru Ioana, clasa a 10-a, instituția publică Liceul Teoretic Republican Aristotel Chișinău. Guzun Lidia, clasa a 10-a, instituția publică Liceul Teoretic Boris Dânga Criuleni. Vernigora Ariadna, clasa 11-a, Liceul Teoretic Vasile Alexandrii Bălți. Dogolici Alexandra, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu Bălți. Bezerău Victoria, clasa 12-a, Liceul Teoretic Republican Ion Creangă Bălți. Iacuboi Ana, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu Bălți. Pentru a memora acest moment, puteți să faceți o poză comună, după rugăm învingătorii să se așeze în sală. Disciplina Istoria Românilor și Universală, locul 2. Munteanu Laurențiu, clasa a 9-a, Liceul Teoretic Vasile Alexandrii, Ungheni. Dadu Bogdan, clasa a 9-a, instituția publică Liceul Teoretic Mircea Eliade, Chișinău. Pochitco Timofei, clasa 11-a, Liceul Teoretic Neciu Levitski, Chișinău. Guzun Daniel, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Măgdăcești, Criuleni. Obada Daniel, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Bogdan Petriceu cu HD-ul, Drochia. Chiseliov Oleg, clasa 12-a, Liceul Teoretic Prosucces, Chișinău. Felicitări! Da, mulțumim, vă rugăm să vă luați locurile în sală. Disciplina Limba și Literatura Română, locul 3. Rățoi Victoria, clasa a 9-a, instituția publică Liceul Teoretic Ion Creangă, Chișinău. Cristal Alexandra, clasa a 9-a, instituția publică Liceul Teoretic Ion Creangă, Florești. Rusu Alexandra, clasa a 9-a, Liceul Teoretic Vasile Alexandrii, Ungheni. Cojocari Marinela, clasa a 10-a, instituția privată de învățământ, Liceul de Creativitate și Inventică, Prometeu Prim, Chișinău. Sandu Iana, clasa a 10-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Bălți. Perju Regina, clasa a 10-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Bălți. Miron Cătălina, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Ion Inculeț, Vorniceni Strășeni. Ionel Otilia, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Boris Cazacu, Nisporeni. Doneț Cristian, clasa 11-a, Liceul Teoretic Miguel de Cervantes, Chișinău. Mocanu Diana, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Ion Luca Carage ale Orhei. Costica Constantina, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, Chișinău. Căruntu Andreea, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Hiperion Durlești, Chișinău. Istrati Felicia, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Spiru Haret, Chișinău. Vă rugăm să faceți o poză comună.
Puteți treceți în partea aceasta? Vă mulțumim, puteți să vă așezați. Noi continuăm disciplina Istoria a Românilor și Universală, locul 3. Iurcu Otilia, clasa 9, instituția publică Liceul Teoretic Gheorghe Asache, Chișinău. Cotoman Bogdan, clasa 9, instituția publică Gimnaziul Ion Creangă, Ermoclia, Ștefan Vodă. Munteanu Valeria, clasa a 9, instituția privată de învățământ, Liceul de Creativitate și Inventică, Prometeu Prim, Chișinău. Sandu Iana, clasa a 10, instituția publică, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Bălți. Ivanțov Valeriu, clasa a 10, Liceul Teoretic Republican Ion Creangă, Bălți. Gori Ionela, clasa a 10-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Călăraș. Prodan Adina, clasa a 10-a, Liceul Teoretic Zâmbreni, Ialoveni. Mazepa Andrei, clasa a 10-a, instituția publică Liceul Teoretic Gheorghe Asache, Chișinău. Palanciuc Lucian, clasa a 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Constantin Stere, Soroca. Boldurescu Alexandru, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu, Chișinău. Dari Adriana, clasa 11-a, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Văsieni, Ialoveni. Popescu Mădălina, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Hâncești. Crețu Laurenția, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Mircea Iliade, Chișinău. Condrea Ana Maria, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Orhei. Memorăm momentul printr-o poză. Vă mulțumim! Disciplina Limba și Literatura Română, mențiune. Cemârtan Cătălina, clasa a 9-a, instituția publică Liceul Teoretic Leonid German, Zeican Râșcani. Eremia Iulia, clasa a 9-a, instituția privată de învățământ Liceul Teoretic Orizont, filiala Ciocana, Chișinău. Garștea Irina, clasa a 9-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Chișinău. Gonța Andreea, clasa a 10-a, instituția publică Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Chișinău. Ticuș Adelina, clasa a 10-a, Liceul Teoretic Alexei Mateevici, Căușeni. Andrițchi Ana, clasa 11-a, Liceul Teoretic Olimp, Sângerei. Cigoreanu Valeria, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Republican Aristotel, Chișinău. Rotaru Daniela, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Hâncești. Chitoroagă Alina, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Sipodeni, Călăraș. Belecci Alexandrina, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Slobozia Mare, Cahul. Pârlea Dumitrița, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Ocnița. Vă mulțumim! Disciplina Istoria Românilor și Universală, mențiune. Cudalb Medeia, clasa 9-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Bălți. Nucă Nichita,
clasa a noua, instituția publică Liceul Teoretic Ion Creangă, Cahul. Bârsa Vlad, clasa a noua, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Vesieni, Ialoveni. Rațoi Victoria, clasa a noua, instituția publică Liceul Teoretic Ion Creangă, Chișinău. Morozovski Cătălina, clasa a 10-a, Liceul Teoretic Vasile Alexandri, Ungheni. Cernomaz Nicolae, clasa a 10-a, instituția publică Liceul Teoretic Republican Aristotel, Chișinău. Dobâș Alina, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, Sângerea, Chișinău. Popovski Alexandru, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Hâncești. Ben Abdeljau Ibrahim, clasa 11-a, Liceul Teoretic Alexandru Pușkin, Căușeni. Rusu Emilia, clasa 11-a, instituția publică Liceul Teoretic Prometeu, Grozești, Nisporeni. Melnic Livia, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Gaudiamus, Chișinău. Mija Boris, clasa 12-a, instituția publică Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, Șoldănești. Molceanovski Ion, clasa 12-a, Colegiul de Arte Nicolae Bodgros, Soroca, Zona Nord. Puteți să vă apropiați în partea aceasta. Vă mulțumim tuturor. Vă rugăm să vă găsiți locurile în sală. Avem marea plăcere să auzim astăzi și vocile premianților, care la sigur au un cuvânt de spus despre emoțiile și experiența trăită, de ce au îndrăgit aceste discipline școlare și care, de fapt, a fost rolul profesorului pentru obținerea rezultatelor dorite. Invităm aici cu un cuvânt pe eleva Iacuboi Ana, premianta Olimpiadei Republicane la disciplina Limba și Literatura Română, și elevul Obadă Daniel, premiantul Olimpiadei Republicane la disciplina Istoria Românilor și Universală. Onorată asistență, sunt extrem de emoționată să mă aflu aici și cred că în această privință împărtășesc emoțiile tuturor olimpicilor din sală și tuturor profesorilor din sală. Succesele pe care le-am obținut fiecare dintre noi sunt cu siguranță rezultatul efortului atât acelui personal cât și acelui conjugat al dascălilor, al părinților și al tuturor persoanelor care ne-au susținut, fapt pentru care suntem nespus de recunoscători. Desigur că... Desigur că pentru fiecare dintre noi succesul înseamnă muncă și viața de olimpic a devenit o parte indisolubilă a rutinei noastre, dar și o forță motrică în dezvoltarea noastră ca personalități. Mulțumesc pentru atenție! Mă bucur foarte mult să mă aflu în sala aceasta, în ziua aceasta, pentru că sunt conștient că fiecare dintre noi, atunci când mergi la Olimpiadă, depune foarte mult efort alături de profesorii care ne îndrumă și în spatele acestor rezultate frumoase care au fost premiate astăzi de către Ministerul Educației și de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, se află o muncă titanică atât din partea profesorilor cât și din partea elevilor și doresc să felicit pe toți aceia care au obținut rezultate frumoase în cadrul acestui an de învățământ și în cadrul Olimpiadelor organizate. Și doresc să mă alătur tuturor cuvintelor de felicitare. Vă rog să mă scuzați că am emoții, dar
ceea ce trăim cu toți aici este o bucurie, pentru că putem să ne afirmăm ca personalități, putem să ne bucurăm de rezultatele noastre și fiecare în parte poate să cunoască, muncind și depunând pasiune în ceea ce face, poate să obțină un rezultat bun și poate să producă o schimbare în societate. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru aceste mesaje. Baftă, realizări cât mai mărețe, sunteți mândria Republicii Moldova. Folclorul este bogăția poporului. Cu un colaj de piese muzicale, invităm în scenă studioul folcloric IEDERA al Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico, conducători artistici frații Donos, conducătoare de cerc doamna Lilia Focșa și Marina Dumbrăveanu. Thank you.
mulțumim acestor copii minunați împreună cu conducătorii lor. Cu noi a fost studioul folcloric Edera de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico. Vă mulțumim pentru prezență, domnule ministru, domnule consilier, domnule secretar de stat, domnule director. Vă mulțumim pentru cooperare și comunicare eficientă și continuă în crearea acestui eveniment frumos. Vouă, dragi câștigători, vă dorim mult succes să atingeți acele apogeuri pe care vi le doriți, acele înălțimi, multă baftă, realizări frumoase și la noi revederi. Vă invităm pe toți în fața, la ușa de la intrare, din partea străzii Bonulescu-Bodoni, pentru a face o poză comună.